Din păcate, și în acest an, seceta și iarșița sunt prezente în sudul României, sudul Moldovei și a spune fără niciun dubiu că, din păcate, vremea este potrivnică. Este al treilea an consecutiv când agricultura trece printr-o secetă foarte dură. România este cumva împărțită între vest și Transilvania, unde situația este bună. Din punct de vedere pluviometric, culturile arată bine și cu siguranță vor avea o productivitate mulțumitoare. Și sudul, sud-estul și Moldova sud, începând de la Bacău în jos, unde efectiv lipsa precipitațiilor va duce în următoarele două săptămâni la pierderea culturilor. Cea mai afectată cultură este de departe porumbul, în care, fără ezitare, dacă nu primim ploi, pluviometrie, în următoarele două săptămâni va fi o cultură care se va pierde. De asemenea, suferința florii soarelui este la un nivel ridicat. Floarea soarelui în multe câmpuri este de 80 de centimetri, un metru. Calatidiu este foarte, foarte, foarte mic și șanse de dezvoltare sau de productivitate bună, din păcate, nu vor exista. E clar că fermierii care au irigat și au investit în irigație vor avea rezultate bune spre foarte bune. Cei care pot să irige cu adevărat bine, fără nicio ezitare, vor face performanță. Când spun irigat bine, mă refer la acei 6-8 mm zilnici care trebuie asigurați pentru porumb înainte de înflorit. Două săptămâni înainte de înflorit trebuie să irigăm ca la carte porumbul, să avem între 6 și 8 mm. Este perioada în care se face diferența între o cultură productivă și una mai puțin productivă.